Bună seara, doamnelor, domnișorilor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Sportas de la TV Atlas. Iată-ne într-o nouă săptămână, o nouă lună, astăzi 1 iulie 2013, o nouă emisiune. Imediat vă voi prezenta și invitatul special din această seară, dar până atunci aș vrea să-mi permiteți să urez în numele meu, al colegilor din redacția TV Atlas, al colegului care realizez și emisiunea din această seară, Iulian Sandu, baftă în continuare tuturor celor care susțin examenul de bacalaureat și astăzi a fost prima probă scrisă la limba și literatura română. Vor mai veni încă două probe în această săptămână. Baftă, cum spuneam, în continuare și pe mai departe la admiterea în învățământul superior și trebuie să recunosc că și eu am ceva emoții, sunt implicat în acest moment. Doresc în același timp tuturor multă, multă baftă și reușită până la capăt, până la admiterea la facultate. O emisiune în această seară pe care o dedicăm fotbalului județean și nu întâmplător, poate campioanei județului Vrancea de 4 ani, echipa Național Golești. Invitat special, stimați telespectatori, în această seară este domnul primar al comunei Golești, domnul Zar Alexandru, pe care îl salut și mulțumesc Bună că seara. și-a făcut timp să fie alături de noi. Este pentru prima dată în studio. Noi am mai realizat câteva emisiuni la sediul primăriei din Golești, dar de data aceasta domnul primar a fost foarte amabil și a reușit să găsească, știu eu, timpul necesar să fie și cu noi în studio astăzi, pentru că sunt probleme foarte importante la nivelul comunei. Vremea, precipitațiile din ultima vreme au creat multe probleme și în județul Vrancea și în comuna Golești, comună care este străbătută de un râu istoric, știm cu toții râul Milcov, care nu de mult, în 2005, a și ieșit din albie. Au fost probleme mari și atunci o să discutăm poate pe parcursul emisiunii, pentru că are legătură și cu echipa Național Golești. A fost de fapt un punct de plecare pentru noua eră a sportului din comuna Golești, pentru această echipă campioană. Dar până ajunge la momentul de astăzi, îmi permite, stimați telespectatori, să începe emisiunea cu domnul primar, oarecum încercând să facem o trecere peste timp și să-l rugăm pe domnul primar Zar Alexandru, care este goleștean, născut în Golești și acolo a crescut, cam care ar fi, știu eu, cele mai importante momente ale copilăriei pe care vi le mai aduceți aminte legate de perioada școlii primare, de educator, de învățător, de momentele frumoase ale copilăriei pe care ați avut-o în Golești. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Și în al doilea rând, aș vrea să urez și eu elevilor care în această perioadă susțin examenul de bacalaureat multă baftă. Bineînțeles, copilăria a fost o copilărie destul de frumoasă, da? Ceea ce privește sportul, în primul rând. În acea perioadă, consider că elevii, da? Eram mult mai atașați de sport, profesorii de sport din școlile generale. Vi mai aduceți aminte pe învățătorii, profesorii care Da, ați avut? bineînțeles, un profesorul meu de sport de la școala Golești a fost domnul profesor Sandu Iorgu, un profesor devotat meseriei, da? Un profesor care, în primul rând, era pentru competiții. Pentru școlile din interiorul județului Vrancea, pentru elevi și, în primul rând, era o dragoste mare pentru turism. Domnul profesor Sandu Iorgu ne-a cam canalizat pe acei copii din școala generală pe ramura asta de sport, fotbal. Da? În primul rând, alte ramuri la Golești nu prea au fost în timpul școlii. Da, școala am făcut-o în perioada 74, deci 74 deja terminasem clasa 8-a. Iar până în clasa 8-a, noi ne-am văzut copii, elevi la școala Golești, pe acest teren de fotbal, priveam. Care acum arată impecabil, Da. asfaltat, aranjat, cum era la vremea respectivă. Cum era? Era un teren lăsat în pribegii, da? Era un teren cu multe, multe obstacole, da?
te puteai accidenta de metru în metru, te căleau, da? Erau mulți ghimbi, da? Și aveai probleme foarte, foarte mari. Mă țineți minte mingile de atunci, cum arătau mingile? Mingile erau mingile alea gri, cu șiret, erau greu de găsit, da? Țin minte că în acea perioadă la Golești era o echipă de fotbal Milcovu Golești, da? Cu fotbaliști care la ora actuală mai sunt în viață câțiva dintre ei. Mai trăiesc câțiva. Da. După care, bineînțeles, s-a schimbat generația, au venit mulți alți tineri, bineînțeles, și astăzi avem cu totul o altă concepție despre fotbal, o altă echipă la nivel de comună. Să referim un pic la perioada școlii, iată, ați vorbit foarte frumos de domnul profesor Sandu Iorgu și păstrați o amintire deosebită. Meciurile copilăriei, cele mai importante pe care le-ați avut cât ați fost elev, între școala Golești și alte școli, era Daciada atunci. Erau turnee, era la nivel de școli, de inspectorat, erau foarte multe turnee între școli. Meciurile cele mai importante pe care le-ați avut. Jucam cu numărul 7. Școala 7. Da, școala numărul 7, cu cei de la Câmpeneanca și Mândrești. Deci ne întâlneam trimestrial și erau niște jocuri de foc. Jucam pe acest teren 2 de la Milcovu, de la stadionul Milcovu, da, din sud. Și vreau să vă spun că acele meciuri se jucau pe teren mare cu 11 jucători, chiar dacă aveam noi 12, 13, 14 ani. Dar acele meciuri erau cu cea mai mare plăcere, deci așteptai momentul ăla. Așteptai. Era o dăruire sufletească, nu trebuia să te împingă nimeni de la spate, că vezi, Doamne, hai la meci sau să te chemi cineva, să, nu știu, prin obligații, prin alt fel de, eu știu, de invitații. Nu, acolo te duceai de plăcere și dădeai pe teren tot ce puteai. Era, în primul rând, consideram noi, era pentru localitate, pentru școală. Sigur. Și așa mai departe. Era o mândrie să vii la școală a doua zi și să te mândrești că ai câștigat, da? Meciul de ieri cu școala numărul 7 sau cu la Câmpeneanca, eu știu, cu 1-2-0. Deci eram și pe timpul acela copii la Golești care jucam fotbal, au jucat majoritatea din ei, eu știu, la echipe divizia D, divizia C, dar v-am spus, să juca fotbal. Uitați-vă să vă spun, ca profesor de sport am avut-o și pe doamna Dinu Liliana, cetățean a municipiului Focșani. Deci, pe care, eu știu, pe această cale să le mulțumesc la amândoi, că în acea perioadă cât a stat la școala Golești, acești oameni, și în primul rând fostul director al școlii, fiindcă directorul Alexandru Spânu, directorul școlii Golești, a fost o capacitate, un om deosebit, un om care, pur și simplu, atât elevii cât și profesorii, îl respectau din toate punctele de vedere. Regretatul profesor, pentru că acum școala poartă absolut, numele domnului absolut, director, absolut, Alexandru Spân. Da, da, chiar la... Eu am inițiat un proiect de hotărâre privind această denumire pentru școala Golești. De mulțumire față de munca pe care a adus-o acest om. Golurile cele mai importante, momentele copilăriei pentru școala Golești, ce post ați jucat în echipa școlii? Da, jucam în mijlocaș. Era mai rău, mai zbunat, că așa era mai rău. Jucam pe mijloc, îmi plăcea să fac deschideri pe stânga, pe dreapta, primul să trag la toate. Pentru școala din Golești? A fost pe terenul de handbal, din baza sportivă, pe acel teren, nu știu dacă mai este, nu mai în sunt. Sud? În sud, da? Nu. Așa. Acolo a fost un gol cu școala 7, parcă am spus. A fost un gol din care eu, dintr-un corner, l-am dat cu capul. Deci... Îl mai țineți minte, este foarte important. Da, da, mai sunt și mulți tineri, foști copii care erau pe la școala Mândrești, Câmpeneanca, Focșani, care și astăzi ne întâlnim și pur și simplu mă duc aminte că... Din echipa școlii atunci când era profesor Sandu Iorgu, mai țineți minte, mai sunt și acum concetățenii ai Comunei Golești, da, care da, au făcut parte, da, din echipă? Da, 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 din echipa, pomenil, echipa școlii. Sigur urmăresc. Era portar, era Viorel Sandu, da? Un talent, da, deosebit. Erau fundaș Agin Gheorghiță, era Vasile Bostănaru, actualul viceprimar. Da. Îl salutăm pe această cale. Dumnezeu să-l ierte pe Nelu Vlaicu,
Gabi Mihalcea, un foarte bun fotbalist. Acest băiat a jucat chiar și în diviziile superioare prin Brașov. Puțaru Marian. Deci eram băieți care, într-adevăr, în timpul liber ne ocupam de mingi. Bun, acest pas a fost foarte important pentru viitorul dumneavoastră și dragostea pentru fotbal, pentru că se va vedea astăzi ce ați reușit cu echipa din Golești. Întâlnirea cu fotbalul, să spunem, din afara școlii. Comuna Golești spunea că avea o echipă atunci, Unirea Golești, Unirea Milcovul Golești, și ați jucat și pentru echipa de juniori a comunei. O perioadă, știu foarte bine acest lucru, ați fost coleg cu domnul viceprimar Bostanaru, cu o parte din colegii de la școală pe care i-ați pomenit, și l-ați avut antrenor pe domnul Tudorache Costel, care în momentul acesta este și consilier local. Da, așa este. De ce îi se spune adresorul? Știți, așa l-am prins în perioada aia. După câte știu, el mi se pare că a fost antrenor și la handball. Și cred că de acolo a venit. Da. Știți, faptul principal este că la școală, pe timpul respectiv, se căutau, se adunau talentele. Te duci, venea antrenorul, profesorul, țin minte la atletism, venea Moșbidu, Dumnezeu să-l ierte, venea la Golești. La Golești era unul din traseele foarte importante de cross din zona Moldovei, da? Veneau și te căutau, te chemau, dădeai probe. Era o selecție făcută la locul faptei, cum s-ar spune. Absolut, chiar și la echipele astea de campionat județean. Deci nu toată lumea se ducea așa, hai să jucăm. În ultima perioadă nu prea se mai practică. Absolut, jucai în fața unui numeros public din comună și nu cred că părinții doreau să te vadă că joci bambiniști pe teren de fotbal. Exact. Da? Să mândrea cu copilul cu care, eu știu, îi aducea satisfacții pe teren de fotbal. La juniori, erau atunci echipele jucau cu juniori, da? Obligatoriu, deci nu se punea problema că nu începeai dacă nu aveai echipa juniori de juniori. În deschidere. Și, ca să fiu sincer, ne transportam în perioada aceea, 77, da? Ne duceau la Jariștea, la Urecheș, la Străoane, la Pufești, ba cu tractorul, ba cu camionul CAP-ului. Deci nu erau microbuzii, autobuzii. Și vedeau ploile peste noi, ne îmbrăcam cu, eu știu, ne luam jambierele pe cap sau, da, și ne duceam, ne făceam treaba. Dar se juca fotbal. Se juca fotbal. Era o plăcere deosebită și fiecare jucător se dăruia doamne. Problema este că fiecare juca fotbal. Plângeau. Când era vorba, plângeam de fapt. Când ne bătea cineva sau, eu știu, nu ne ieșea o fază sau ne certa profesorul. Lăsam capul în jos. Acum, vezi, doamne, acum e altceva. Sunt alte generații. Trăim pe altă planetă acum. Da. Da? Deci atunci toți fotbaliștii, toți băieții care făceau pentru comună, pentru echipa lor sătească sau locală, puneau comunală, suflet. Puneau suflet. Când mâncau un mic plus o bere la sfârșitul meciului, cred că era o sărbătoare, fiindcă stăteau cu toții buchet acolo. Antrenorul ei lăuda pe cei care au fost cei mai buni, pe cei l-am spate mai și urechea câteodată, dar astăzi e cu totul altceva, deci nu putem să comparăm. Doar dăruirea sufletească și, ce să vă spun, pentru comun. Plăcerea de a juca fotbal pentru comunitate. Absolut, pentru culorile echipe, pentru primărie. Era exact o plăcere să vezi că îți vine primarul la numai să te privească. Erați copil, apropo, domnule primar, și atunci jucați pentru comună. Mai țineți minte cine era primar atunci când erați dumneavoastră junior? Perioada aia, da. Un cetățean care, Dumnezeu să le te, nu mai este printre noi, domnul Ioan, după care a fost domnul Chirilă Vasile, domnul Stoican Iacob, care este și la ora actuală este consilier în, da? Și în cadrul Consiliului Local. Le mulțumesc atât lui domnul Stoican cât și lui domnul Tudorache că pe perioada asta care noi am străbătut-o cu echipa de fotbal din 2005, o perioadă mult mai elegantă, mai propice pentru rezultate, acești oameni au fost de acord și au fost apropiați nou.
Fiindcă, să fim sinceri, nu există nicio echipă, la nicio comună, nu poate să existe o echipă unde nu se implică administrația publică. Exact. Primar, viceprimar și așa mai departe. Consiliul local. Cineva din administrație. Chiar și din Ministerul de Interne, cum este și la Cărligile, da? Și, da, e ceva deosebit la acel domn Cherciu care iubește fotbalul, îi place. De ani de zile. Absolut. Ne contrăm pe terenul de fotbal. E o plăcere să-l ai adversar. Timpul a trecut și juniorul Zar Alexandru, care juca fotbal din plăcere, alături de prieteni și de colegii de școală, iată-l acum primar. Și sunteți primar de foarte mult timp. O să ajungem și la acest moment al discuției noastre. Ați reușit anul trecut să susțineți un proiect al domnului profesor Agafiței, acela de a scoate o schiță monografică a Comunei Golești. Este o carte deosebită, sigur că mai pot fi aduse pe parcurs, ea mai poate fi completată, probabil să schiță, exact. Dar un capitol foarte important printre toate celelalte aspecte legate de această comună importantă a județului Vrancea, care se află la drumul european, se află și capitolul sportiv. Bineînțeles că sunt și alte activități sportive la nivelul comunei, aveți, știu, competiții de tenis, de șah, table, voleiul școlar are și rezultate datorită noului profesor de educație fizică, domnul profesor Damian, care continuă, știu eu, tot ceea ce au făcut înaintea lui Sandu, Iorgu, Dinu, Liliana, dar fotbalul are un capitol separat în această schiță monografică. Aveți o bază sportivă la drum european, vizualizată zilnic de mii de autovehicule care traversează județul Vrancea și trec peste râul Milcov și iată că o binecuvântare a venit pe această bază sportivă să aveți și cele mai frumoase rezultate din ultimii 4 ani. Adică mai concret sunteți reprezentați comuna campioană a județului Vrancea din ultimii 4 ani. Ce să vă spun, sportul la nivel de comună, deci handbalul școlar, da? Reprezint la nivel de județ, cred că echipa școlii, da, este printre primele echipe din județ. După câte știu, de vreo 2-3 ani de zile participă și la câteva, la niște turnee prin Tulcea, am înțeles. La etapele de zonă, se califică, așa. Da. Și au venit cu rezultate deosebite. Datorită acestui domn profesor Damian Petrică, da, școala Golești este cunoscut. Să-l salutăm pentru că a fost ziua dumnealui sâmbătă, a fost Sfântul Petru și Pavel. Da. La mulți ani, domnule profesor! Cu respect, da. Deci, în general, handbalul la școală, la Golești, indiferent că au fost, eu știu, fel de fel de modificări la echipă, fiindcă elevul din clasa 8-a a plecat mai departe, a rămas celulant și echipa de handbal la școală a mers fără niciun fel de probleme. Tenisul, da? La Căminul Cultural există și avem în dotare atât cât la Căminul Cultural cât și la școală, avem aproximativ 7-8 mese de tenis, da? Am în colaborare cu Ministerul de Interne, cu Inspectoratul General Vrancea și cu sindicatele din cadrul județului privind funcționarii publici, da? Am organizat turnee, concursuri. Este un turneu tradițional, de acum fiecare an se organizează acest turneu. Atât 24 ianuarie, da, Cupa Unirii, cât și alte competiții pe parcursul anului. Deci, în general, sportul la Golești este, deci încă nu am murit. Și mai are încă multe de spus. Să revenim absolut un pic la fotbal. Ați pomenit de echipa Unirea Milcovul pe vremea când erați dumneavoastră copii. Fotbalul are până la urmă o tradiție. Spuneați de primarii pe care i-ați cunoscut când ați fost dumneavoastră elev, dar istoria și tradiția fotbalului nu se rezumă doar la... E vorba de jucători, e vorba de știu eu, anumite denumiri de echipă pe care le-a avut fotbalul din Comuna Golești. Deci cam până în Revoluție echipa locală Golești purta numele de național, de Milcovul Golești, da? După Revoluție, da, din 91, din octombrie, după ce am venit la primăria Golești ca primar, am vrut
și într-adevăr am reușit ca să pot finanța o echipă de fotbal. Am început cu Mirco Vugolești, deci au venit mai multe nume, Energia Golești, Energia Mirco Vugolești, după care în colaborare cu clubul, cu școala de fotbal pe care dumneavoastră... Florin Jele, am făcut absolut, Juventus Golești. Juventus Golești. Iar până în 2005, 2005. Da, acolo a fost odată cu inundațiile, chei, da? Am ajuns și la acest punct important, după mare inundație, cum am spus eu, pentru că într-adevăr apa atunci a ajuns să ne legăm tot de fotbal, de terenul de fotbal, până la bara transversală, deci aproape 2,44 m. În momentul în care s-au adus pe terenul de fotbal, în momentul acela aproximativ 40-45 de centimetri de mâl. De material, dar rezultat care, bineînțeles, terenul a fost acoperit absolut, în totalitate. Chiar și suprafața de teren, exact, de pășuni din zona respectivă a fost colmatat. A urmat ce a urmat, s-a uscat, am intervenit. În 2005 a fost un punct de plecare într-o nouă era. Că trebuia să facem puțin ordine, exact, fiindcă nu se putea lăsa așa ceva pe terenul de fotbal. Am început cu... S-a curățit, deci s-a făcut ordine, după care am căzut de acord atât cu Consiliul Local cât și cu dumneata. Chiar am discutat foarte clar că acel teren trebuie îngrijit și trebuie să-l dăm, să-l vedem în... Și în momentul folosit. Acesta este una dintre cele mai frumoase baze. Este, fiindcă ați văzut, în 2005, atunci, în perioada aia, după câte știu, am și întrerupt campionatul. O perioadă, da? Nu, datorită nu faptului, se putea juca. Da, că nu am avut posibilitatea să jucăm pe teren. În acea perioadă ne-am reorganizat, da? O parte să era cu terenul de fotbal pentru ca să-l dăm, să-l redăm, da? Fotbaliștilor, iar pe partea elantă, o parte din atât eu cât dumneavoastră, viceprimarul, să ocupa cu o nouă echipă, cu... De fapt, în 2005 s-a născut și actuala echipă care poartă numele de Național Golești. Exact, exact. Un nume ales de dumneavoastră pentru că v-ați gândit Național la Golești, da. Faptul că este foarte aproape. Știți de drumul european. Mulți m-au întrebat, dar de ce Național? Național? De ce nu Unirea? De ce nu Milco? Una din vechile denumiri ale echipei. Da. De ce? Fiindcă, în primul rând, trebuia să avem și noi un alt nume. Da. Da? Și am zis că tot... În partea stângă a terenului, da, este trecut drumul național, DN2, da, el foarte popular denumirea de drum național, da, să știi, exact, este drum național. Și am zis, băi, Național Golești. Și de aici vreau să ajung că terenul putea să arate mult mai bine dacă în perioada 2009, da, prin acel proiect care a fost și aprobat și... Ca să vă spun sincer, atunci m-am ofticat, fiindcă proiectul ăsta pentru construcția unei noi baze sportive a fost aprobat. Am avut finanțare. Să începuseră chiar și... Deci am licitat. Trebuia să plecăm la treabă. Da, bineînțeles, politica din acea perioadă, ca să nu mai zicem de cine și cum, a considerat că terenul de la Golești nu este important. Nu este important, da, datorită faptului că este o altă orientare politică și așa mai departe. Deci nu s-a făcut bine. Pe 1 octombrie 2010 ar fi trebuit inaugurat absolut, noul stadion din cu tribună cu 500 din de locuri. Eu dacă aș fi fost în locul acelor deputați și senatori în perioada respectivă, căutam să ajut. Pentru că era o emblemă a județului Vrancea, sigur. Este la drumul ăsta, la drumul național, european. Drumul european, vă dați seama cât lumii treci și ce să vezi. Așa puteai să faci o bază sportivă frumoasă. Da, a fost, da? O răutate până, da, la urmă. S-au făcut fel de fel de terenuri pe care cred că le-am văzut. Da, da? Las ca s-au rătăcat unde nu au echipă. Unde nu au echipă. Eu nu știu cum organele drept n-au luat măsuri. Păi și nu ce au s-au făcut? Sesizat, da. Acum nu vreau. A făcut fel de fel de tabele, că avem jucători, că avem echipe, i-am legitimat. Și în spate n-aveam echipă, au primit finanțări, au făcut terenul în dealuri, în pantă sau cum le-au făcut. Și a cheltuit bani. Peste 6, iar la Golești aici, 6 la miliarde, european, deci peste 6 miliarde să faci un teren de fotbal. La noi trebuia
doar o modernizare, da? Exact. Și să putea face o tribună, o bază sportivă de chiar imediat. Și cu lumini nocturne. Când exact. Te duci pe afară, în toate localitățile astea micuții pe afară, în toată Europa, toate astea, au terenuri, vezi bază sportivă de nota 10, micuțe, da? O nocturnă, fiindcă astăzi toată lumea e ocupată, da? Seara are posibilitatea, o activitate la nivelul comunei de sport, comun, de mișcare, absolut, de relaxare. Dar la noi nu s-a vrut. Am trecut de la 2005 la 2009 și mă bucur că ați făcut acest lucru. Cum vroiam să vă pun această întrebare, dar vis-a-vis de treaba aceasta cu bazele sportive, am subliniat și vreau să invit pe toți cei care, nu neapărat profesori de educație fizică, dar oricine trece prin comuna Golești, școala Alexandru Spănu este foarte aproape de primărie, se poate vedea baza sportivă a școlii, care este perfect asfaltată, teren de volei, teren de handbal, o curte impecabilă unde se pot practica jocuri sportive. Dar știu că aveți în intenție și se discută în Consiliul Local construirea unei săli noi de sport și chiar a unui teren, spuneați, de mini fotbal cu sintetic, cu nocturnă. Da, avem solicitări, dar urmează să vedem cum vor fi parcursurile. Deci, în primul rând, școala cred că are un teren de mini fotbal, de volei, deci își poate rezolva problema. Chiar de multe ori le spun foarte clar, pe perioada de vară este bine să meargă pe terenul de fotbal sau mai avem un alt teren de volei pe iarbă, unde pot face pregătirea pentru viitoarele meciuri, competiții și așa mai departe. Știți că la fete întotdeauna e mai ușor să alegi pe iarbă decât pe un teren de bitum în curtea școlii. Referitor la sala de, la noua sală, proiectul noi. Absolut. Deci am cedat fără plată terenul, da? Conform proiectului Agenției Naționale de Investiții privind construirea unei săli de tip B. Absolut. Ca și terenul, ca și baza sportivă, și acel proiect a rămas undeva prin acele sertare de la București. Extraordinar. Și ce se întâmplă, ca să vă spun sincer acum, să înțeleagă toată lumea, fiindcă s-au făcut aceste construcții de săli, de terenuri, baze sportive, s-au făcut în unele localități unde nu și-aveau rost. Am ales sala de sport tip A. Deci, cu 400 de locuri, dacă nu greșesc. Da, o sală mare, fiindcă comuna Golești are 4500 de locuitori, avem 300 de elevi, da? Suntem gard în gard, cum se spune, cu municipiul Focșani. Deci se putea face o sală, da, la Golești, care putea să fie în paralel cu competițiile, deși cu cea din Focșani. Deși acest proiect a avut soarta stadionului de fotbal. Absolut. Pe dosarul respectiv, da, ce culoare are? Portocaliu, roșu, verde, da? Și vă dați seama că acele dosare, proiecte erau aruncate. Am fost la minister în perioada aia să văd unde mai sunt aceste proiecte. Știți că pe un hol de circa 40 de metri dosarele noastre din România așa erau și pe stânga și pe dreapta. Județul Vrancea, județul Cluj, județul Galați, toate erau aruncate. Eu nu știu dacă noi am făcut cereri să ni le înapoieze, dar mi s-a comunicat foarte clar că ei rămân cu dosarele, nu, fiindcă nu le mai găsesc. Da, nu mai știau de... Eu, carababură. Înțelegeți? Asta în perioada lui 2011. Exact. Când am fost să vedem, am rămas cu domnul viceprimar, pe cuvânt, am fost și am rămas blocați. Ce să cauți la județul Vrancea? Că erau amestecate, erau ceva care da, aruncate nu la se poate. Se poate. S-au dat drumul la proiecte, aiurea. Faceți proiecte, dacă nu faceți... Da? Erau ziarele, presa locală, nu faceți dosare, primarii sunt vinovați. Și uite, s-au făcut acele proiecte, da? Le-am dus, au fost aprobate, au fost cu cele de finanțare deschise. Bun, acum la nivelul comunei Golești se spune poate că din două proiecte ar fi trebuit măcar unul să fie făcut. Sala, dacă nu terenul, sau terenul în locul sălii. Dar ambele să fie tăiate, da, chiar au fost în sângător tăiate, la fiindcă, da, sunt de o altă culoare politică față de puterea care a fost și bineînțeles că așa au pățit majoritatea primarilor.
care la ora din actuală păcate, nu este corect să se omul să fie, eu știu, după culoare, să fie judecat după culoare. Da. Este mai ales că atunci, respectiv, în perioada respectivă, știu, dacă nu greșesc, doamna Plăcintă a fost chiar ministrul tineretului și sportului. Deci era cu atât mai da, mult... Da, doamna ministru poate vinea cu elicopterul și nu trecea pe... Nu, cel puțin pentru stadionul comun. De la drumul european, și eu mi-am spus punctul de vedere, ar fi trebuit să facă tot ceea ce le-am putea spus, să rămână... Le-am spus la mulți care au fost pe timpul ăla, le-am spus să vă fie rușini, treceți pe drumul național, acum, când treceți pe lângă râul Milcov, da? Ar fi trebuit să vă uitați voi și să vă opriți la primărie. Vă zic, bă, primare, am făcut și eu ceva, uite ce am făcut pe timpul meu. Dar din păcate nu s-a fost și eu atunci pe fază și spuneați de curând, apropo de infrastructură și apoi să ajungem la echipa actuală de fotbal național Golești, apropo de aceste investiții, de aceste proiecte pe care le-ați făcut, dar din păcate ele nu s-au realizat, dar așa cum vă cunosc și știu că împreună cu colegii consilieri ați reușit foarte multe lucruri la nivelul comunei. Ați dat o declarație de curând în presa locală vis-a-vis de baza de recreere de agrement pe care intenționați într-un parteneriat public-privat să o faceți pe malul râului Milcov. Ați avut o declarație cum că se va face împreună cu un investitor privat o bază, o plajă, o loc de joacă, de practicarea sportului pe malul râului Milcov. Care ar fi situația în acest moment? Și... Știți foarte bine că noi am avut terenul concesionat unui investitor din comuna Golești după 3-4 ani. Pe partea zile, dintre podul de cale ferată și podul auto. Absolut. Am avut un contract circa 4-5 ani de zile. Acel proiect, după ce a cheltuit foarte mulți bani, da, au apărut probleme de mediu, de... Vă dați seama ce proiect, ce probleme de mediu au ei, da, acolo. Fiindcă orice proiect trebuie să fie, primească avizul celorlalte, exact, instituții, da? Și cetățeanul respectiv, pur și simplu, a rămas și cu banii luați, da? Că, păi, la inundațiile, ținite că terenul care îl făcuse și tot a fost ras efectiv de pe fața pământului. Absolut. A rămas acel strand, da, piscină, cu zona casino, care este o investiție. O investiție și o deosebită, ceva da, cu acele terenuri de mini fotbal, de tenis, da, ale domnului Diniță. Absolut. Și ca să fiu sincer, dânsul ar fi vrut să concesioneze mai multă suprafață, dar a fost concesionat acelui tip care anul ăsta i-am reziliat contractul de comun acord, fiindcă nici nu mai avea putere financiară și, ca și să fiu sincer, nu își pierduse și obiectul contractului. Da. Sunt acum discuții cu fel de fel de persoane, chiar și cu construirea, amenajarea unui balon, unui teren de mini-fotbal, ba unui teren de mini-fotbal cu teren din, cum să spune, sintetic, sintetic, da? Da, cu nocturnă. Deci avem teren, investitori ne mai trebuie, da? Că suntem deschiși pentru ca acea zonă să arate cu totul altfel, exact, după drumul național. Să revenim un pic la obiectul principal al întâlnirii noastre, domnule primar, pentru că spuneam, stimați telespectatori, la începutul emisiunii, e vorba de echipa comunei Golești, campioana județului Vrancea în ultimii 4 ani. Anul acesta, de asemenea, s-a reușit câștigarea acestui campionat și cred eu că nu s-ar fi putut realiza, spuneam, de anul 2005, de când s-a plecat la un nou drum după inundațiile care au fost, s-a construit acel dig care poate fi văzut de pe drumul european, dar inițiativa dumneavoastră și a domnului viceprimar a fost susținută foarte, foarte îndeaproape de colegii din Consiliul Local și angajații din primărie. Adică ați fost o echipă. Credeți că fără ajutorul lor ați fi reușit să obțineți aceste performanțe? În Consiliul Local, după câte... Da, de la înființarea Consiliului Local la nivel de comună, din 92. Era atunci domnul Stoican, spuneați... 92, nu. Atunci ați venit dumneavoastră primar. Da, eram după prima alegere legală, da.
După Revoluție. După Revoluție, da, Consiliul Local Bolești, indiferent că au fost modificări de nume sau de partid și așa mai departe. Prin proiectele pe care eu le-am înaintat către aprobarea Consiliului Local, să știți că, nu știu dacă mi-aduc aminte, dacă sunt un număr de 3 proiecte care să nu fi fost aprobate, fiindcă vin foarte clar cu argumente, cu situații clare și nu cred că un cetățean a Comunii Golești, acolo ești cetățean, nu mai ești om politic în cadrul Consiliului Local, nu cred că poate să gândească altfel decât pentru binele comun. Pentru binele comun. Mai sunt, am auzit multe discuții că nu știu ce Consiliul Local cu consilierii, nu știu care partid, nu sunt de acord. Păi să motivezi într-un proces verbal de cine e Gheorghe de acolo, este împotrivă. Și dar să fie menționat în procesul verbal, care sunt în timpul ședinței, argumentele, da. Argumentele, doamne, de ce ești dumneata nemulțumit sau de ce ridici mâna, ești împotrivă sau de ce te abții. Ca așa, ca să ridicăm mâna și să ne aflăm în treabă, e ușor. E ușor. Noi, echipa de fotbal din 2005-2006, de când am început și am închegat-o pe o bază solidă, o colaborare cu clubul Juventus Focșani, cu jucători, marea majoritate tineri, fotbaliști. L-ați cunoscut și sunteți prieteni apropiați cu domnul Gheorghe Jelea. Domnul Gheorghe, da. Jelea a fost la început aproape de echipă. E adevărat, în ultima perioadă nu a mai ținut aproape, dar dânsul a fost împreună cu dumneavoastră, știu că v-ați consultat foarte mult. Absolut. Și împreună ați reușit prin experiența dânsului în domeniul agriculturii să refaceți acel teren după acea inundație în care nimeni nu credea că va mai arăta așa cum trebuie. Dar dânsul, domnul Jelea, este un om deosebit, da? E... place fotbalul, a avut un copil, Dumnezeu să-l ierte, un fotbalist de excepție, da? Numai prezența omului, Jelea, îți spunea mult. Ne-a dat suflul respectiv, ne-a încurajat, da? Și de acolo am plecat și am început la treabă. În 2005-2006-2007 am început cu echipa, da? Cu tineret, foarte mult tineret de la Juventus Focșani. Am închegat o echipă. Am mers în campionat, da? S-au văzut rezultatele. Noi, dacă am ieșit campioni județeni în ultimii 3 ani, dar vreau să spun că și în ceilalți ani rezultatele au fost de excepție. Ne blocam la play-off, da? Datorită tinerilor care n-aveau experiență. N-aveau experiență, da? Dacă vă țineți minte meciul pe care l-am avut cu cei de la Câmpeneanca, nu? Da. Tineretul, am spus, băi băieți, hai să intrăm, fiindcă suntem cei mai buni din județ. I-ați văzut că cum tremurau și erau cu emoțiile, da? Amintiri frumoase. Amintiri, da. Și acești băieți au ajuns la un stadiu de fotbaliști reali. Deci fotbaliști care, într-adevăr, au dus 3 ani de zile și au câștigat atât cupa cât și campionatul la nivel de județ. De Național Colegi se vorbește de 4 ani de zile, și deci 3 ani, aproape 4 ani de zile, și la Casa Fotbalului în București, pentru că atât în Cupa României cât și la barajurile de promovare, iată, Comuna Golești și-a creat deja un nume pe holurile Casei Fotbalului. Păi, Federația Română de Fotbal, nu se vorbește acolo pe hol, dar și Federația Română, cât și Asociația asta Județeană de Fotbal Vrancea, ar fi trebuit să fie mult mai aproape de echipe, de conducerile localităților, pentru ca în viitor să avem câte campionate mult mai puternice și echipe și mult mai multe. Exact. Ca să putem să avem un campionat cu 16 echipe, o singură serie, seria D, da? Echipe puternice care într-adevăr putem să, eu știu, să jucăm de la egal la egal cu alte echipe. Național Golești a câștigat chiar și în Cupa României. Am scos acum 2 ani de zile, mi-amintesc foarte bine, pe cei de la Râmnicu Sărat. Da? CSM Râmnicu Sărat. Râmnicu Sărat. Echipa, deci am bătut cu 2-1. Un buget foarte mare. Echipă puternică, care au stadii, da? Vechi în Liga divizia a 2-a și a 3-a. Deci echipa națională a jucat chiar următorul an, nu? Am jucat cu Oțelul Galați,
am jucat cu FC Panciu, da? Echipe de Liga a 2-a și a 3-a. Le-am scos, le-am bătut, pardon, Oțel 1, pe Panciu și pe cei de la Forestra, da? Da. Am câștigat pe teren propriu, iar cu Oțelul și cu FCM Bacău. Deci am avut posibilitatea să jucăm și cu echipe de categoria a 2-a, a 3-a. Și cred că am jucat bine, băieții și-au etalat că, într-adevăr, pot juca și la nivelul respectiv. Național Gorești a făcut cinste județului Vrancea, deci nu s-a făcut de râs, asta este important. Păi da, nu s-a făcut de râs, fiindcă acum 3 ani am jucat în meciul de baraj pentru promovare în divizia C, am jucat la Moinești în compania echipii campioanei județului Galați, Metalul Toflea. Metalul Toflea. După un meci din nota 10 am câștigat cu 4-1. Acolo a fost prezentul la meci și maestrul Nicolae Rainea. Sta lângă mine, care da? Sta lângă dumneavoastră. Maestru, da. Ce v-a spus după meci, domnul Rainea? Păi și în timpul meciului discutau, noi eram cu o bancă mai în jos, Vrancea. Deci erau în spate. Galații erau mai sus. Și erau campioni țării atunci. Oțelul a ieșit campion în 2010. Absolut. Și vreau să vă spun că vorbeau între ei, că ia uitați-vă, asta e echipă puternică, ia uitați cum joacă. Și cătească aia de la Steaua joacă tiki-taka. Tiki-taka Barcelona. Așa. Deci, într-adevăr, o echipă care s-a prezentat în meciul ăla. Și a făcut 5 județului Vrancea. Al doilea an nu am mai putut participa la meciul de baraj, fiindcă, eu știu, regulamentul de fotbal ne-a interzis. Am participat anul ăsta, da? Am fost învinși de o echipă mult mai pregătită. Da? Deci să nu fim corect. Ase Negri, campionul județului Vrancea. Absolut. Arătau frumos îmbrăcați, dar jocul cu mingea. Echipa noastră consider că în perioada asta s-a cam săturat de fotbal. Le-a intrat, eu știu, că ei sunt fotbaliști și s-au cam culcat pe urechi. La meciul de cupă, în finala cupei, da? Pe stadionul Unirea Țifești, dacă ați văzut că eu am părăsit meciul în minutul 65. Da. Care a fost motivul? Pe mine nu mă interesa scorul. Puteam să câștigăm și cu 1-0. Era important să jucăm fotbal, da? Așa cum am jucat. Deci v-a deranjat atitudinea unor jucători, fiindcă am văzut o ruptură din minutul 35-40. Deci am văzut că, într-adevăr, acești băieți nu mai țin legătura între cele... Să fie, poate, de vină, domnule primar, și rezultatele, poate, faptul că au câștigat, ei, într-adevăr, au avut o bătălie de dat în timpul campionatului cu energia. Ei sunt un nucleu de jucători, un grup, sunt din foarte mulți ani. De foarte mulți ani, deci sunt deja 3-4 ani. Au jucat împreună și consider că... S-a ajuns cam la momentul de vârf. Absolut. Au cam câștigat tot ce nu prea câștigat. Mai aveam pe aici, eu știu, ca să vă spun, echipe care să ne facă probleme. Ne mai făceau probleme și ne mai supărau arbitrii și din contra, datorită lor, erau jucătorii să chiar să supărau și jucau mult mai bine, chiar și prin intervențiile negative, da, față de echipa noastră. Că mai sunt și arbitrii care îți porniți pe rele în campionatele astea județene. Din păcate. Din păcate, dar noi, din păcate n-au putut județe. să ne facă nimic. Cu pistolul, cu... nu, am ferește. Campionii Vrancei, Național Golești, domnule primar, nu vreau să, că, știu eu, vă ridic o statuie în viață, dar rezultatele și performanțele pe care le-ați reușit vorbesc de la sine. Am spus-o și în ziarul Sportul de Vrancea, o spun și acum în această emisiune. Primarul Zara Alexandru este un model de urmat pentru alți primari din Vrancea. S-ar mai putea face și în alte comunități din județul Vrancea ceea ce ați reușit dumneavoastră, credeți? Apropo de numărul de echipe, de un campionat mai puternic, ca să poți să te luți cu Bacău, cu Galațiu, nu este chiar... Păi, sunt județe cu tradiție absolut, mai importante. Ce vreau să scot... E greu să faceți, să facă și alți primari ce faceți dumneavoastră? Nici ușor nu este. Da, normal că da. Că nici eu singur nu puteam, da? Dar îi mulțumesc domnului viceprimar care... Și dacă mai sunt și alte medical, persoane, da? Nu putem pomeni nume de firme, de societăți comerciale. Nu, dar nume nu, de persoane nu, putem persoane. Chiar, vă rog deci să domnul spun. Viceprimar a fost mâna mea dreaptă, da? De domnul multe Vasile ori, absolut, dânsul
De multe ori a mers în numele meu și a rezolvat foarte multe probleme. Fără să fie ajutat, să ai oameni care să fie împreună, să ai un consiliu local, să ai oameni de afaceri. La chiar nivel și doamna de... secretar, știu că s-a implicat absolut, foarte mult la ultimul meci. A fost sufletul și acțiunii. Copilul este la club, da? Da. Deci fără aceste ajutoare care vin, altfel singur, nu poți. Adică asociația pentru munca în echipă. Absolut. Munca în echipă. În primul rând, Asociația Județeană de Fotbal are un rol foarte mare. Asociația Județeană de Fotbal, știu că la meciul de baraj de la Sfântul Gheorghe, chiar la un moment dat ați fost puțin supărat că nu au stat. Ce se întâmplă? Nu se supere pe mine, dar trebuie să le spun treaba asta. Păi ca conducerea județului Vrancea la nivel de fotbal. Vii la Sfântul Gheorghe, parcurgi 210 km. Mai da? Bine. Duci întors 500, presupunem. Vii 10 minute, te uiți, privești și pleci. Nu, v-a deranjat oricum atitudinea? Nu-mi place că meciul ăsta, nu știu, sunt jucători care, adică pe undeva sunt jucători care au vândut meciul sau nu știu ce. Ceva care mie nu mi-a plăcut treaba asta. Și i-am spus atunci, în ce calitate ați venit dumneavoastră aici și căutați aici? Da. Păi, stai bă, nene, aici lângă noi, hai să vedem ce facem, discutăm, da? De aia am venit să susținem echipa campioană a județului Vrancea. Asta e... Păi tu când vii și stai 10 minute, n-am nimic cu domnul președinte, da? Stai 10 minute, un sfert de oră și după aia pleci la mișto. Da, deranjant. Și arunci vorbe de astea care, da, pur și simplu noi am avut în jur de 50 de galerie spectatori, puternică, da? Da, aș vrea să pomeni niște galerie, pentru că face parte din culoarea și frumoasă. Și să spui în gura mare ca să vadă și oamenii aia că ceva nu e în regulă, nu știu. Dar pe ce principii s-a bazat când a spus treaba asta? Da. Eu cu dânsul am stat de vorbă. Domnul președinte, nu-i frumos ce ați afirmat? E lucruri urâte. Dacă vrea să stați în altă parte, vedeați minutul 90, auzeați scorul, da? Așa că, nu știu, dânsul oricum, pentru echipa națională golești, dânsul ne-a mai făcut nouă în campionatul trecut. Atunci, țineți minte că am terminat în toamnă, da, am câștigat, eram în serie cu 7-8 puncte diferență de a doua, da? Iar în play-off-ul următor, toate echipele din cele două grupe, 4 plus 4, am plecat cu 0 puncte. Păi nu se poate cu 0 puncte, deci eu am fost furat. Eu m-am considerat atunci frustrat. Aveam un avantaj pe care mi l-a luat. Păi cum anul ăsta când a apărut Vultul, echipa lui de suflet, da? A băgat punctajul ăsta cu depunctarea între, da, echipe, iar anul trecut... Era prea multe. Plecați în primăvară în play-off, da, cu 0 puncte. Chiar atunci a fost propunerea domnului Martinescu atunci. 0 puncte. Plec când încep campionatul. Da. Nu? Da. Păi de eu pentru ce am jucat? Stăteam frumos toți acasă și jucam play-off. Deci nu se poate așa ceva. Iar ca să avem un campionat mai puternic, Asociația Județeană de Fotbal, dacă trebuie să meargă, domnule, să meargă la fiecare comună, primărie. Băi, domn primar, uite care e treaba. Apropo, aveam o întrebare în acest sens și acum vine ca o mănușă, suntem și pe ultima 100 de metri, Iulian, dacă nu greșesc, mai avem 10 minute. Vin cu această întrebare pentru că ați pomenit de colaborarea cu Asociația Județeană de Fotbal, foarte important. Iată acest aspect de la meciul de baraj care cred eu că nu face cinste asociației și președintelui Dan Dumitru, din păcate. Cum ați vedea dumneavoastră, în calitate de președinte a unui club campion al județului Vrancea în ultimii 4 ani, această colaborare cu AJF-ul? Totuși, spuneați de... Eu nu mai știu cum poate să mai fie o colaborare, că nu prea am colaborat cu AJF-ul. Fiindcă, după câte știu, în baza, în asociația asta, sunt mai multe echipe, nu? Mai multe toate comisii. Exact. Păi... Nu știu dacă este corect ca tu, ca președinte, să iei decizii. Și dacă nu faci ca mine, nu știu ce se întâmplă. Deci deciziile se ia de comisii. Comisiile care... Da? Iar pentru competiții, este o comisie, este un președinte pentru competiția respectivă, da? Haideți să facem cu toții, cu
primari, cu consilii locale. Să aducem fotbalul ăsta în mai multe localități, fiindcă au priză. Ce să mai fac omul la țară? Sâmbăta, după amiază, da? Am ales și sâmbăta să jucăm. Corect. În loc de duminică, da, la ora 11, absolut, să joace sâmbăta. Omul la țară ce să fac? Așa este. Hai să mergem să vadă și el un meci de fotbal, da? Da. Nu mai sunt, nu se mai întâmplă cum se întâmpla în anii trecuți, fel de fel de probleme, da? Cu scandal, cu băutură, cu Panorama. Acum văd că tinerii în special, absolut. Și nu, dar omul care vine ca spectator nu mai este acel om, înțelegeți, cu, da, indisciplinat, ca să provoace fel de fel de scandaluri și așa mai departe. În primul rând, Consiliul Local și cu primarul comunei respective trebuie să ia clar atitudine pentru crearea unei echipe de fotbal. Cu ajutorul, v-am spus, ajutorul cetățenilor care posibilor sponsori acest... din comună, absolut, și așa mai departe. Bun, despre colaborarea cu AGF am înțeles care este punctul dumneavoastră de vedere. Mai este un an până la noua adunare generală, care va fi în 2014. Atunci probabil că se vor pune lucrurile la punct în ceea ce privește viitorul Asociației Județene de Fotbal. Acum aș vrea să mă refer la viitorul echipei din Golești. Ce vă propuneți? Mai vreau să mai vă rog, spun ceva. Vă rog. Deci, anul ăsta am văzut de, eu știu, și prin presa scrisă și prin competițiile care sunt. Mini-fotbalul a luat amploare la nivel de județ. Da. Foarte multe turnee, foarte multe campionate. Foarte, da, mulți jucători care au părăsit fotbalul să duc la fotbal, la mini-fotbal. Foarte, foarte mulți jucători care... Da? Mai puteau zice ceva la fotbal. Absolut. Dar de unii, la cine să mai joace? Pentru că la Golești, la Vulturu și mai sunt, eu știu... Jariștea, da, încolo, Odrobești. La revedere. Pentru că chiar și Ajudu și Mărășești. Am văzut că ultimile etape și nu s-au prezentat. Și presa locală face lobby pentru, pentru aceste echipe de mini-fotbal. Este corect, dar hai să nu lăsăm fotbalul să moară. Dacă l-am lăsat, înseamnă că copiii noștri, da, nu o să mai aibă posibilitatea. Eu aș băga și chiar și obligativitatea ca echipa de juniori a localității să joace așa cum am jucat și anul ăsta. În deschidere. Da. Absolut. În deschidere sau separat. Sau separat. Am jucat, dar e bine să fie obligatoriu. Să de aceea avem. Am făcut legătura cu copilăria dumneavoastră. Deci nu să avem jucători, exact, fiindcă mâine, poi mâine, chiar și la școală o să vedeți dumneavoastră că să ducem dorul să bat o minge în curtea școală. Așa nu o să mai vedem o minge în curtea școală. Este internetul un mare dușman al... E pe primul loc acum, da, copiii au uitat și aia, eu știu, vacanță minge de cu mare, șiret. Vacanță minge. De vară. Da, da. Păi dacă sunt copii în comuna Golești, dacă îl trimit la Milcov să ducă la Rus, nu știu ce, o ia în altă parte, nu știu unde este. De ce? Fiindcă s-o ocupați cu minunile astea. Sunt și astea bune, dar copilăria și are... Trebuie să fie copilărie. Da. Care este viitorul echipei din Golești, domnule primar? La ora actuală am văzut că ce vreți să faceți s-au, s-a dat în presa scrisă, da? S-a dat despre competiția Cupa României. Fiindcă trebuie să participăm, trebuie să participați în faza superioară. Exact. Mâine, marți, da? Și păi mâine o să am întâlnire cu domnul viceprimar. Și o să discutăm și cu ceilalți colaboratori să vedem despre echipa de fotbal. Deci echipa de fotbal nu, ea va continua, da? Și sper e totuși să... campioană. Absolut, absolut. Și nu vrem să ne facem de râs. S-ar putea câteva schimbări. Atât... Va mai rămâne Adrian Toma antrenorul echipei? Cunosc, eu nu am discutat cu el... A dat o declarație după meciul de la Sfântul Gheorghe, am văzut. Vrea să părăsească echipa. Am auzit și niște discuții, am văzut și în ziar că ar vrea să se întoarcă... Bun, nu știu, n-am discutat cu dânsul, nu vă pot spune. Eu ce, pentru această perioadă de 3-4 ani, pentru victoriile echipei Național Golești, pentru munca depusă, vreau să mulțumesc acum atât dumneavoastră, domnule profesor, cât mulțumesc și domnului Radu Chiriac, care a fost aproape. Chiar și domnul Tudorache Costel. Domnul Tudorache, bineînțeles, că el a avut o contribuție atât și la echipa de juniori. Echipa de juniori, care de 3-4 ani, da, se chinuie chiar și cu baza sportivă, deci se mai supără el câteodată, dar cred că... Da, dar este un foarte mare sufletit și un mare iubitor și, al, da, fotbalului din comuna Golești de ani de zile. Este cel mai important. Cu ocazia asta, acum, chiar că... Să-i urăm la mulți ani, pentru că pe 4 iulie...
Azi suntem în 1, peste 3 zile este ziua de naștere. La mulți ani. Domnul Tudorache, Costel, multă sănătate. Vom analiza și vom dispune exact pentru viitorul echipei de fotbal, pentru anul competițional. Deci mâine și poi mâine se vor lua deciziile pentru viitorul echipei. Fiindcă trebuie să ne pregătim, deja suntem 1, noi trebuie să ne strângem, să ne pregătim pentru meciul de Cupa României. Știți, în ultimele două ediții, sau ultima ediție de Cupa României, am jucat cu două echipe de fotbal, FC Panciu, Liga 3-a. Și Liga 3-a și cu Bacău. Regulamentul nu este corect. Vii la Gorești. Am înțeles. Noi trebuie să plătim, să susținem în jur de financiar, da, da. 40-50 de milioane, da. Ambulanța, arbitrii, absolut toate cheltuielile, da? Exact. Când vezi, Doamne, să întoarce Bacău înapoi sau FC Panciu. Ați mai văzut vreun ban? Nu ne-au dat, Doamne, nici astăzi. Poate că, știu, se va întâmpla și veți primi acești bani, domnule primar. Mai avem foarte puțin timp. Echipa Panciu a intrat în insolvență. Nu, domnule primar Ion Petre, deci nu cred eu. Nu, deci jucăm, dar să jucăm cu banii jos. Domnule, pentru arbitri vii și tu, chiar dacă ești steaua sau cine ești, vii, pui banii jos. Nici Bacău n-a venit. Și joci. Noi punem că suntem gazdi, da? Suntem inferiori, iar ei... La federație că la Golești sunt condiții. Nu, domnule, la urmă ne spun la revedere. Da? Mai venim pe aici. A fost frumos. Ne apropiem, Iulian, vreau să profităm de ocazie și, domnule primar, aș vrea să aflu părerea dumneavoastră personală despre fotbalul românesc din prezent. Am început o nouă campanie pentru un nou campionat mondial și, în ultimul rând, a doua parte a întrebării, aș vrea să-mi răspundeți despre fotbalul românesc, despre Steaua. Sunteți un mare suporter al echipei Steaua București. Campioana României, ca și naționalul. Chiar azi mi-am luat bilete la meci. Super. Da. Vă referiți la meciul Supercupa României cu Petrolul? Nu. Cel după 16 sau 17. Am înțeles. Din preliminar. Este fotbalul românesc în acest moment capabil să se califice la un nou campionat mondial? După părerea mea, nu. Nu avem ce demonstra acum. Înseamnă că fotbalul românesc este numai Steaua în acest moment? Ora actuală Steaua și puțin CFR Cluj. Deci, din păcate CFR-ul este cu o echipă care e mai mult străin, deci vă dați seama, nu. Chiar dacă se întâmplă să ajungem acolo, nu o să avem prea mari șanse. Nu. Deci e greu. Fotbalul românesc, ce se întâmplă? Divizia D, divizia C, divizia B, da? Toate eșaloanele. Cu probleme deosebite. Vedeți noastră, Rapidul, ce probleme, Dinamo, Galați. Sunt echipe care, nu știu, ele s-ar desfința și mâine. Dar ceva trebuie făcut. Așa cum și dumneavoastră reușiți, omul sfințește locul. Da, să dea liberă autorităților publice locale, da? Să implice. Într-adevăr. Mult mai mult. Fiindcă toate echipele astea de fotbal au fost ajutate de autoritățile locale. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Viorel Paizan și Iulian Sandu, îi mulțumesc încă o dată personal domnului primar Zara Alexandru și îl felicit pentru 4 titluri de campion al județului Vrancea consecutive. Dumneavoastră, de asemenea, și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pentru că veți urmări secvențe de la conferința de presă de astăzi de la Vrancea, trofeul Consiliului Județean Vrancea la tenis de câmp. O seară bună! Bună ziua tuturor! Mă simt deosebit de onorat ca să fiu astăzi prezent alături de dumneavoastră și vă rog ca să-mi permiteți să felicit în numele președintelui Consiliului Județean, a domnului Marian Oprișan, și în numele meu, toți organizatorii acestui turneu deosebit de important pentru județul Vrancea. Doresc totodată ca să urez mult succes lui Rareș și lui Teodor, în principal lor, și apoi tuturor competitorilor care sunt pe tablourile principale la proba de simplu și de drum. Vă doresc mult succes și nu în ultimul rând vă doresc ca să ajungeți precum Djokovic și Federer. Mulțumesc frumos și dau cuvântul invitațiilor noștri în județul Vrancea. Mulțumesc! Înainte de a vorbi domnul Mihai Dumitrescu, care va avea cu siguranță de dezvoltat niște lucruri care țin foarte, foarte concrete, care țin de
desfășurarea turneului. O să rog pe domnul Vârcu să spună câteva vorbe, pentru ca după aceea domnul Dumnezeu să lumineze din perspectivă organizatorică acest turneu. Bună ziua tuturor invitaților la această conferință de presă. Țin să mulțumesc în primul rând Consiliului Județean pentru sprijinul acordat acestui turneu, domnului președinte Marianu Preșan și domnului vicepreședinte Dragoș Brâlădeanu, care ne onorează cu prezența. Și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc domnului Răzvan Bucuroiu pentru inițiativa de a organiza această ediție a acestui turneu de mare anvergură. Îi mulțumesc încă o dată pentru ștafeta preluată de la tatăl lui, care a fost inițiatorul acestui proiect pentru acest turneu. Și încă o dată, mă bucur că am putut organiza cu sprijinul Consiliului Județean acest turneu, care, din păcate, știți că, datorită situației financiare peste tot în țară, multe competiții nu s-au putut desfășura. Mulțumesc sportivilor participanți la această competiție și oficialilor de la București. Deci, sperăm ca pe viitor să ducem tradiția mai departe pentru acest turneu. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor din presă și succes în turneu. Mulțumesc! În numele Federației Internaționale, al cărui reprezentant sunt la acest turneu, în numele meu personal, îmi pare bine că din nou Focșaniu este pe harta tenisului mondial prin acest turneu. Din păcate, pentru astăzi, ploaia ne-a dat puțin planurile peste cap, sperăm să avem o zi mai plină. Îmi doresc, cu ajutorul echipei de la clubul de tenis, să putem rezolva în timp util acest inconvenient adus de vreme, ca terenurile să fie practicabile, undeva în jurul orei 14, și să putem termina tabloul de calificări, cel puțin tabloul de calificări astăzi. Cred că ceea ce trebuie înțeles de media și transmis publicului este că acest tip de turnee se adresează tinerilor jucători și este remarcat, subliniat și mulțumit tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestui turneu, ajutând în primul rând jucătorii români de a putea obține primele puncte sau de a-și îmbogăți zestrea de puncte din clasamentul ATP. Mai important, din punctul meu de vedere, mai important decât premiile de $10,000 care se acordă competitorilor la acest turneu, sunt punctele puse în joc, puncte care îi ajută pe jucători să treacă cât mai repede prin această primă etapă, dar necesară în drumul lor spre locurile din partea de sus a clasamentului internațional, a clasamentului ATP. Dacă și cred că tinerii noștri colegi de conferință de presă și sportivi și talentați tenismeni focșeneni au ceva de spus, îi invit să spună focșanenilor care probabil vor veni să-i și vadă jucând astăzi, mâine, după cum va fi programat și cum ne va ajuta pe noi. Aș dori în primul rând să mulțumesc lui Răzvan și organizatorilor pentru că mi-a oferit acest wildcard, o șansă importantă pentru mine și pentru Iareș de a face acel prim punct ATP care e cel mai greu de făcut. Am mai avut această șansă acum în urmă cu 2 ani
Am fost aproape, dar din păcate nu am reușit să îmi fructific șansa. Bine, probabil că o să provești mai mult pe teren. Da. Rariș? Puțin emoționat. Este întotdeauna o plăcere să mă întorc acasă și să joc pe terenurile pe care am crescut. De asemenea, vreau să mulțumesc lui Răzvan și, desigur, organizatorilor pentru wildcard-ul primit și pentru șansa oferită de a juca pe tabloul principal la acest important turneu. Sper să vă descurc cât mai bine și eu și Teddy și sper ca cu ocazia acestui wildcard să valorific acest wildcard și să apară și primele puncte ATP. Așa vă dorim cu toții. Doresc să mai fac scurte precizări în legătură cu turneul. Turneul este, așa cum am prezentat la început, organizat de Federația Română prin Consiliul Județean Vrancea, cu sprijinul unor sponsori, unor parteneri oficiali. O să încep la organizație, Viorel Baizan, Antelatura Sportul de Vrancea. În primul rând, nu am început să te dau lui Tudădeanu, pentru că este principalul organizator al Federației Române de Tenis. Arenele pe care se joacă figurează și în materialul print prezentat de către dumneavoastră organizatorul, ca și terenurile complexului Milcovod. Sigur, asta este și o întrebare la care putea să răspundeți domnul director pe preambulcu. Ar fi, credeți, oportună, ținând cont și de sfatul dat de noua părință, poate tradiția acestui turneu să meargă mai departe, ca aceste terenuri, această arenă, să poarte numele celui care a fost cu care în opinia noastră la ziua lui Sportul de Vrancea, cel mai mare antrenor de tenis pe care l-a avut Vrancea și, de fapt, cel care l-a scos pe Adrian Voina, care este imaginea turneului ediției la 8-a. Ați considera oportună o propunere de un proiect de hotărâre de Consiliul Județean în ceea ce privește aceste terenuri, arena de tenis, să poarte numele celui care a fost ca de obicei, domnul profesor Paizan are idei foarte bune. O să analizez, o să discut cu domnul președinte Marian Oprișan și o să vedem rezultatele. Oricum, domnul președinte caută ca la anul primele să fie mai mari, să se acorde pe multe puncte. Asta discutam și cu Răzvan. Deci dacă premiile ar fi de 15.000 plus cazare și masă, deja punctele ATP se dublează. Deci vom căuta soluții și e foarte bună idee. Sper că am reținut. Deja este o știre. Această intenție, anunțarea unei intenții, cel puțin la nivel de intenție, ce este foarte bine, de creșterea valorii turneului ca și premii și ca și puncte. Sigur, dar asta atrage și niște lucruri care țin de baza materială a turneului care și de facilități pentru concurenți. Da. Alte întrebări? Așa ca tot eu pentru... Vă rog frumos, nu, eu am... sportiv, reprezentativ și poate cu această ocazie în care vreți să profitați din nou de a obține și puncte ATP, v-ați gândi poate și la o posibilitate de dublă legitimare în afară de cluburile unde sunteți acum, Dinamo și Sibiu, să aveți și o a doua legitimare la CSU Unirea Focșani, să ne reprezentați și pe noi în perspectivă? Complicat. Dar aveți. Părerea voastră, în momentul ăsta, credeți că v-ar deranja? Nu cred că m-ar deranja, dar
în continuare reprezint clubul sportiv Pamirea Sibiu pentru acolo sunt legitimat și pentru că acolo mă antrenez. Bineînțeles, nu m-ar deranja să am o dublă legitimare aici, deoarece este orașul în care m-am născut, este orașul în care domnul Buculoi mi-a pus racheta în mână și de asemenea, și bineînțeles, nu m-ar deranja de oricum. Aștepți o ofertă de la Clubul Sportiv Unirea? În ce sens? Deci, domnul director, se ridică probleme mari. Ca să poți de sportiv, mai ales la sportul ăsta, îți trebuie buget. Pe un sportiv nu-l ții cu promisiuni. Pe mine nu m-ar deranja absolut deloc, continuă, pentru că este clubul la care m-am format și, bineînțeles, că a reprezentat o parte importantă din viața mea sportivă. Dar aici trebuie primul să se înțeleagă cluburile între ele, încât că trebuie să apară ofertă, nu știu exact care sunt demersurile, cum funcționează mecanismul. Dar eu, în principiu, aș fi de acord. Super. Sportivul e de acord întotdeauna. Așa e, normal, dar nu e de acord clubul de la care poate să plece. Din în primul rând, trebuie să ai situație financiară ca să poți ține sportul. Astăzi un manager extraordinar și veți găsi soluții. Găsim soluții. Fi bine să găsim. Pentru doamna Sorența și pentru domnul Mihai, îmi permiteți, Cristi de la Francia Media. Anul trecut și anul acesta ați mai fost la turnee similare în România, de 10.000 de dolari. Dacă ați mai oficiat și dacă da, comparativ cu tabloul principal de la alte turnee, cum apreciați tabloul principal de la Focșani? În acest moment mă uit aici și văd că capii de serie sunt undeva la locul 547 ATP, 634 și mai departe. Cum apreciați valoric raportat la alte turnee de acest gen? Da, anul acesta eu am mai fost directoare la turneul feminin de la București, tot de 10.000 de dolari. Comparativ cu clasamentul jucătorilor, într-adevăr, la București, clasamentul primei jucătoare era în jurul a 300 și în clasamentul BTA, dar îmbucurător, ce am văzut eu aici pe tabloul principal, într-adevăr, favoriții sunt din, nu sunt români, din păcate, sunt străini, dar este îmbucurător faptul că din calificări o să vină minimum 6 jucători care vor completa tabloul principal și eu sper ca dintre acești copii care sunt tineri și talentați și mari speranțe, mă refer, aș aminti pe sportivul Frunză, care este între primii jucători din Europa, o speranță și sper că nu numai Nicu, dar și ceilalți jucători care vin din calificări să acceadă către semifinale și finale turneului. Am mai fost anul trecut la Iași, Turești, deci îmi face plăcere să fiu la curent cu turneele organizate în România, să fiu informată și să încercăm împreună cu federația, cu cluburile organizatoare, să susținem aceste turnee și ar fi o super realizare dacă ați putea, așa cum s-a spus aici, ca turneul să, la anul, să-și mărească premiile și numărul de puncte. În calitate de supervisor ITF am mai fost anul acesta la turneele de la Cluj de 10 și 15 mii. Cluj a organizat două turnee anul acesta de 10 și 15 mii de dolari. Poate prin punctul, din punctul de vedere al cifrelor, poate fi, să zicem, mai jos cotat, dar nu asta este important. Cum am mai spus, cred că principalul
Rol al acestor turnee este de a ajuta jucătorii să obțină punctele în clasamentul ATP. Poate o altă explicație fi a faptului că jucătorii prezenți aici au un clasament mai jos, dar vreau să vă spun că acest clasament este obișnuit pentru acest tip de turnee de $10,000, să nu vă așteptați ca la un turneu de $10,000 să fie un jucător chiar din regulament, nu au voie din prima sută să participe la turnee Futures. Cei dintre locurile 150 și 200, numai în niște condiții speciale și cu aprobarea Federației Internaționale, pot juca acest tip de turnee. Dar ceea ce vreau să vă spun, nu uitați că în această săptămână, nu foarte departe de aici, tot în România are loc un turneu Challenger, care oferă mai multe premii în bani, mai multe puncte. Deci masa jucătorilor se, și vorbim în principal de jucătorii români, se împarte în două locuri. Săptămâna trecută la un turneu de aceeași valoare la Sibiu a participat și Victor Crivoi, unul din jucătorii exponențiali pentru România în acest moment. Din păcate, această suprapunere de calendar poate a făcut ca Focșanu să fie privat de participarea unor jucători cu un clasament mai bun. Poate, gândiți-vă și în viitor, poate aceasta este șansa jucătorilor de aici să obțină mai mult decât își sperau din acest turneu. Iar jocurile de până acum, vă spun ca un om care am stat și am văzut aproape dimineața toată ziua și sâmbătă și duminică, au fost unele de-a dreptul foarte frumoase, cu jucători cu calități remarcabile, care pot crește cu siguranță foarte, foarte mult, jucători români. Dacă nu mai sunt întrebări, aș dori să formulez. Pentru Teddy, vreau să vă întreb cum vede meciul cu Teodor Căiaciu, am văzut că soații nu au fost deloc favorabil, poate v-a întâlnit pe cel mai cunoscut jucător de pe tablou la acest turneu. Da, Teodor Căiaciu, Dacian Căiaciu, cum e cunoscut, a ajuns deja la o vârstă, din câte știu, în jur de 33 de ani, dacă nu mă știu, un jucător foarte experimentat. Am avut ocazia să mă mai antrenez cu el de câteva ori. Este un jucător, bineînțeles, cunoaște jocul foarte bine. Aici va avea un mare plus la capitolul de experiență, în comparație cu mine, care am mai fost doar de 3 ori pe tabloul principal al turneului Futures. Nu știu, sper că trebuie să fiu foarte bine pregătit fizic, în primul rând, pentru că el e un jucător care aleargă foarte bine. Când caută să lungească punctele destul de mult, din câte știu eu, va trebui să fiu foarte răbdător, dar asta pe un fond de oarecare agresivitate în jocul meu. Dar se vede că trebuie depășit traful, că dacă va fi tot la fel de coerent și de consistent pe teren, probabil că va pune probleme fostului câștigător al Vrancea Trofei. Aș vrea pentru domnul Dumitrescu o întrebare. Turneul are $10,000 premii, 18 puncte câștigătorul ATP. Cum vor fi, care va fi, cum vor fi împărțiți banii de premiu și, de asemenea, câte puncte va avea fiecare jucător de sus până unde ajung punctele? Câștigătorul, la proba de simplu, va lua în jur de $1,400 ceva de dolari, vorbesc de sume brute. Da.
și 18 puncte, finalistul 10 puncte, semifinaliștii 6 puncte, sfert finaliștii 3 puncte, cei care promovează, care vor trece de primul tur, deci cei care trec de primul tur vor avea un punct și cei care trec și al doilea tur până în sfert tur vor avea două puncte. Deci asta este repartizarea punctelor, iar ca bani sunt, am spus, 1400 la câștigător, 850 finalistul, 500 semifinaliștii, 300 sfert finaliștii, 170 cei din turul 2 și 100 cei din turul 1. Vorba de dolari. De dolari. Iar la dublu, și vorbim aici de echipe, 620 câștigătorii, 360 finaliștii, 216 semifinaliștii, 128 sfert finaliștii și 70 cei care pierd în primul tur. Deci, sunt bani pentru fiecare, dar vă repet, din punctul meu de vedere, la această competiție importante sunt punctele și de-aia am și început cu punctele pe care le câștigă fiecare.